Credeam că trebuie să stau în mediul acesta în care se vorbește despre afaceri ca să învăț să fac afaceri. Ei, yo, yo, ei, yo. Mă bucur că ești aici, sunt Alexandru Ciurea și bine ai venit din nou la un nou videoclip. Astăzi discutăm despre o problemă foarte importantă și anume lenea. Primesc foarte des mesaje care conțin lucrul acesta. Mi-e lene să învăț. O să spun astăzi ce am făcut eu ca să înving lenea și trebuie să te gândești la lene ca un factor care te îndepărtează total de ceea ce îți dorești tu. Clar, dacă ți-e lene să faci ceva, nu o să faci și o să amâni și până la urmă o să iasă în cel mai prost mod posibil. Cu siguranță lenea vine de la, fie de la o frică, fie de la ceva ce poate chiar nu-ți place să faci. Poate nu-ți place să înveți pentru română sau pentru mate sau pentru istorie, dar poate îți dorești să intri la Academia de Poliție și atunci trebuie să setezi ca un fel de obiectiv. Uite, în cazul meu, eu mi-am setat ca obiectiv să ajung în mediul acesta la facultatea asta de administrare a afacerilor ca să învăț de aici, pentru că așa era viziunea mea atunci. Credeam că trebuie să stau în mediul acesta în care se vorbește despre afaceri ca să învăț să fac afaceri. Ceea ce e adevărat și nu e adevărat, adică mediul e foarte important pentru tine. Acum depinde de unde iei toate informațiile astea și acesta va fi un alt videoclip. Dar important e că dacă îți dai seama de obiectivul tău, cum a fost la mine, mi-am dat seama de facultatea pe care mi-o doream, era clar că trebuie să și învăț pentru ea, că nu vin rezultatele așa peste noapte. Că nici cei 2500 de urmăritori de pe YouTube n-au venit așa peste noapte și cu ocazia asta vă mulțumesc. Vreau să stai până la finalul clipului pentru că ți-am pregătit o altă surpriză. Sunt un fel de Moș Crăciun în perioada asta și m-am gândit să mai fac o surpriză. Știi că ți-am vorbit în videoclipul trecut despre un e-book la care m-am gândit și la care lucrez. Dar astăzi am o surpriză pentru tine la care sunt sigur că nu te aștepți și nu te așteptai. Trebuie să și înveți, să depui efortul propriu zis pentru asta, da? Toți ne dorim lucruri diferite, dar e important și ce facem în direcția aceea. Dacă vrei să iei 9 la română, învață pentru 10. Dacă vrei să iei 5, învață pentru 7, pentru că pot apărea diverse obstacole acolo, poți greși la anumite exerciții la care nu te-ai fi gândit și așa să mai pierzi din punctaj. Deci dacă vrei să iei o anumită notă, să zicem că vrei să treci bacul cu nota 5, încearcă să înveți pentru nota 7. Bine, nota 5 mă refer să o iei la română sau la altă materie, pentru că știi că media generală trebuie să fie 6. De asemenea, dacă vrei să iei nota 9, învață pentru 10. Este un sfat pe care și eu l-am primit și ți-l ofer ție, îl dau la rândul meu mai departe. Deci este important să și depui efort. Ți-am făcut un plan pentru limba română ca să poți să parcurgi toată materia în timpul rămas. În săptămânile acestea, că nu mai sunt foarte multe, dar mai sunt aproximativ 6-7 săptămâni și poți să parcurgi materia în timpul acesta. Într-un videoclip de-al meu de pe YouTube în care ți-am spus exact cum să înveți în timpul rămas. O să apară și aici. De asemenea, sunt multe persoane care se expun în mediul online în momentul de față și te învață exact la alte materii cum să înveți. Cum ar fi Costi Turcu la mate, cum este Corina Lenar la istorie și mai sunt multe persoane de genul acesta. Profa de mate, la matematică, pentru cei de clasa 8-a. Deci ideea este că sunt multe persoane, dar depinde de tine dacă înveți sau nu. Dacă nu înveți și nu depui efortul ăsta sau orice vrei să faci, dacă doar ai un obiectiv, dar nu depui efortul înspre a atinge acel lucru, din păcate n-ai dreptul să comentezi. Adică mă refer, n-ai dreptul să te plângi ulterior. Asta e ideea. E adevărat. Acum tu alegi în ce tabără vrei să fii, tabăra campionilor sau tabăra învinșilor. Dar dacă nu depui efortul pentru un anumit lucru, din păcate, așa e în legea firii, nu ai voie să te plângi. Acum, aș vrea să-ți arăt un videoclip, pentru că foarte mulți dintre voi mi-ați spus pe Instagram, m-ați rugat să vă spun ce se întâmplă la curs, cum decurg lucrurile, ce se întâmplă acolo, sunt persoane care se descurcă, nu se descurcă, le place, nu le place. Și m-am gândit că ar fi mai bine ca imaginea să vorbească de la sine, cuvintele după părerea mea sunt de prisos și cred că mai bine ar vorbi imaginea de la sine și mesajele pe care le primesc de la persoanele din curs. Așa că o să-l rugăm pe Ștefan să pună chiar acum pe ecran un videoclip de la ultimul curs, să vezi exact cum au decurs lucrurile acolo și câteva mesaje pe care le-am primit între timp. Muzica maestre. Încă o dată, sunteți cei mai tari. Să nu uitați să-i salutați pe voștri, să le spuneți că băi, mamă, tată, învăț aici de zor, da? Învăț ultima noapte și când vă sun și vă întreb care e anul în care a fost scrisă Moara cu noroc, glumesc, vă dați seama că tot pe... Abia aștept să vă spun. Chiar abia aștept. O să schimb abordarea, că am spus de prea multe ori ultima noapte. Ultima noapte, Moara. O să vă întreb din altă opere, promit. Da? Bun. Bine, ne vedem săptămâna viitoare și ne vedem cu materialele pe grup. Vă pup, seara frumoasă și ne vedem... Seara frumoasă. Pa, pa.
De asemenea, ți-am spus că ți-am pregătit o surpriză chiar la începutul videoclipului. Hai să vedem despre ce este vorba și cum devine Moș Crăciun așa de repede. În videoclipul trecut, ți-am spus că lucrez la un e-book și vreau să te ajut și printr-un e-book să structurezi exact materia, să vezi exact prin ce trebuie să treci pentru a parcurge materia pentru BAC, materia de la română, cum să scapi de lene, să rămâi motivat în perioada aceasta și lucrez la acel e-book și vreau să te anunț că este gata. Am terminat de scris la acel e-book, l-am îmbunătățit și am adăugat și poze, am adăugat și linkuri, am adăugat și anumite articole pe care le vei găsi în el și l-am trimis echipei care se ocupă cu partea grafică, da? Pentru că lucrez cu cineva pe partea asta, v-am spus că trebuie să mai luați persoane pe lângă voi, că altfel e haos în jur. Și echipa respectivă se ocupă în momentul de față cu procesarea e-book-ului. În momentul în care va fi gata, vi-l voi arăta, pentru că sunt foarte mândru și foarte curios. N-am văzut cum arată în momentul de față, dar fierb de nerăbdare. Pe lângă asta, haideți să vă spun marea surpriză la care m-am gândit. Tobele! Și anume, voi mai scoate încă un e-book. Aseară mi-am dat seama de faptul că, în urma cursului pe care l-am ținut, mi-am dat seama de faptul că îmi doresc foarte mult să vă ajut și îmi doresc foarte mult să vă ofer cât mai multe cunoștințe din ceea ce am acumulat și eu și din ceea ce acumulez, pentru că în permanență învăț și încerc să-mi iau cursuri noi și să mă dezvolt. Așa că voi mai face un e-book în această perioadă pe care îl voi lansa. Mă gândesc în momentul de față la subiect, la tema acestuia. Am câteva idei, dar nu aș vrea să vă spun din prima. În schimb, o să vă las un sondaj de acest gen pe Instagram. Deci dacă nu mă aveți pe Instagram, alexandruciurea.ro, uitați-vă acolo și votați neapărat la sondaj. Sau scrieți-mi un mesaj despre ce e e-book-ul, da? Și vreau să vă spun că voi lucra și la acel e-book. Va fi un pic mai scurt decât primul. Acesta la care voi lucra va apărea înaintea celuilalt. Este un e-book care va fi gratuit pentru voi și îl voi lansa ca un ghid, după care vă puteți ghida la română sau la liceu. Vă voi spune mai multe pe Instagram. Mă apuc de scris la e-book-ul care vi l-am spus, acest al doilea e-book. E-book-ul celălalt este gata, dar este în revizie, să zicem așa. Urc videoclipurile persoanelor de pe platformă și noi ne vedem în următorul videoclip. Pe mine mă sună cursanții pe toate părțile. Și noi ne vedem data viitoare. Nu uitați că mă găsiți și pe Instagram alexandruciurea.ro, pe TikTok alexandruciurea.ro și pe Facebook alexandruciurea și atunci. Dacă ți-a plăcut clipul, ia baltagul și dă cu baltagul în capul butonului de like, te rog, în capul butonului de like. Lasă-mi un comentariu și spune-mi despre ce ai vrea să fac următorul videoclip și dă un share acestui videoclip pe story să-l vadă și prietenii tăi, să nu mai fie leneși odată când vor să facă ceva. Ne vedem data viitoare, pa, pa!